Hello, hello! Bine v-am regăsit, dragii mei, cu citirile voastre de tarot pentru luna noiembrie. Înainte să începem, am două anunțuri foarte importante de făcut pentru voi. Primul anunț este referitor, oarecum legat și de un eveniment care s-a întâmplat în urmă cu câteva zile. Pe 19 octombrie am împlinit 4 ani de când am început acest canal de YouTube, 4 ani de când am publicat prima mea citire de tarot aici în spațiul public, 4 ani de când mi-am luat inima în dinți și am făcut acest pas în față, în fața dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult tuturor celor care ați fost alături de mine în această călătorie, că ați fost alături de mine mai mult sau mai puțin timp, că sunteți de la început, din octombrie 2020, sau că sunteți mai recenți aici alături de mine. Vreau să vă mulțumesc din tot sufletul, apreciez foarte mult faptul că mi-acordați timpul și atenția voastră, faptul că îmi lăsați mesaje de încurajare, că urmăriți activitatea mea, că îmi dați like-uri, că îmi dați aprecieri, că îmi scrieți acolo un mesaj oricât de scurt, pentru mine înseamnă foarte mult. După cum vă puteți imagina, din punctul meu de vedere, cel puțin munca asta care o depun aici în spațiu virtual, este foarte detașată și este foarte rece, da? Pentru că nu interacționez personal cu voi. Și atunci când și voi vă faceți timp, măcar acolo câteva secunde, ca să vă conectați cu mine și să-mi lăsați două, trei cuvinte, înseamnă foarte, foarte mult pentru mine și apreciez asta. Ei, și legat de acest eveniment, da, de această aniversare de 4 ani de activitate în spațiul public, activitatea mea a început cu mult timp în urmă, cu mulți ani în urmă, în adolescență, da. Ei, legat de acest moment de 4 ani, mi-am dat seama că această platformă publică, acest internet, da, care ne și conectează, ne și dă foarte multe oportunități, are și niște reguli peste care nu putem trece. Și atunci, pentru informații mai detaliate, pentru informații mai sensibile, pentru informații care nu sunt pentru toată lumea, ci doar pentru cei pregătiți să aibă acces la acele informații și să lucreze cu acea energie, trebuie să mutăm conversația puțin din spațiu public într-o sferă mai privată. Așa că vin aici cu cele două anunțuri. Prima sferă, puțin mai privată, va fi zona de membri a acestui canal, zona de membri a comunității mele. O zonă privată în care, hai să spunem semi-privată, că nu e 100% privată, da? O zonă în care o să vin către voi cu informații suplimentare, o să vin către voi cu informații care nu se pot da public, pentru că nu toată lumea le-ar înțelege, da? O zonă în care o să mă adresez într-adevăr oamenilor care înțeleg munca pe care eu o fac aici și care simt și ei nevoia de mai mult, care sunt pregătiți să evolueze, să crească, să treacă la nivelul următor. Ce o să primiți în zona asta de membri, în zona asta semi-privată, să-i spunem așa? O să primiți de la mine în fiecare zi un video motivațional, da? Un mesaj motivațional în fiecare zi a lunii, un mesaj ales intuitiv de la cărțile Oracol și am o sumedenie de cărți Oracol, o să le tot variem în funcție și de ce se întâmplă în astrologia momentului, astfel încât să vă fie și vouă mai ușor să treceți peste acele mici obstacole din viața de zi cu zi. O să primiți și lucruri puțin mai interesante, o să primiți tot felul de tehnici de manifestare, care nu sunt pentru publicul larg, sunt doar pentru cercul restrâns de membri. O să primiți explicații pentru ritualuri pe care le puteți face la anumite momente astrologice importante, la lună nouă, la lună plină, atunci când un Mercur e retrograd sau un Marte retrograd, acum o să avem spre finalul anului, o să avem Mercur și Marte retrograd, o să fie o perioadă mai dificilă, o să vă dau uneltele de care aveți nevoie ca să treceți cu mai mare ușurință peste acea perioadă. La fel și la lună plină, la lună nouă, la eclipse, că și la anul o să avem niște eclipse destul de interesante. Plus că 2025, dragii mei, vine cu niște schimbări fenomenale. Fenomenale! Sunt foarte multe planete care trec de la gradul 29 dintr-o zodie la gradul 0 din zodia următoare. Și nu doar că trec, dar se și mișcă acolo. Ba trec, ba mă întorc, ba trec iarăși, o să fie... Nu vreau să intru în foarte multe detalii, am început deja analizele pentru anul următor și ce o să fie în 2025 va fi greu, dar nu va fi ușor, dar e și cu foarte mult potențial pozitiv. Și atunci, tocmai ca să vă ajut să vă bucurați de acest potențial pozitiv pe care eu îl văd în fiecare tranzit astrologic, în fiecare moment, din fiecare zi, eu văd și acele potențiale pozitive.
ca să vă ajut să le vedeți și voi mai bine și să le prindeți așa cu ambele mâini. Tocmai de aceea deschid această zonă de membri aici pe YouTube, da? Ca să putem interacționa la un alt nivel. Nu doar generalități, cum vă ofer pe gratis și o să continui în continuare să vă ofer aceste generalități, dar mergem un pic mai în detaliat în lucruri care sunt secrete, în lucruri care nu sunt chiar pentru toată lumea, bine, dragii mei? Iar pentru cei care aveți nevoie de mai mult, mai mult de atât, aveți nevoie de o consultație privată, aveți nevoie de un sfat 100% personalizat pe nevoile voastre, dacă rezonați cu energia mea, dacă rezonați cu felul în care eu interpretez astrologia, tarotul, cărțile, oracol și cum le combin pe toate, atunci vă invit, dragii mei, să mă contactați la numărul de WhatsApp care este afișat acum pe ecran și pe care îl găsiți și în descrierea acestei filmări. Vă rog să mă contactați doar pe WhatsApp, nu mă sunați că nu răspund. Nu răspund la apeluri telefonice. Asta este. E o chestie de generație, e o chestie de preferință. La apeluri telefonice nu răspund. Dar dacă mă contactați pe WhatsApp, o să vă răspund în cel mai scurt timp posibil. Cu excepția zilei de duminică, duminica nu răspund și sâmbătă după prânz depinde, da? Uneori da, uneori nu pot să vă garantez. Dar dacă îmi scrieți în weekend, așteptați până luni, cu răbdare, și luni veți primi un răspuns de la mine, da? Ne conectăm acolo, discutăm și vedem dacă pot să vă ajut cu o consultație în privat. Bun, dragii mei săgetători, și acum să trecem la partea care chiar vă interesează pe voi și mă interesează și pe mine, că eu am luna în săgetător și 4 planete acolo, am un stelium în săgetător. Hai să vedem ce au de spus cărțile. Începem ca de obicei cu cărțile oracol pentru zodia noastră, pentru săgetători, indiferent dacă avem soarele în săgetător, ascendentul în săgetător sau luna natală în săgetător, pentru luna noiembrie. Sunteți pregătiți pentru cei care aveți soarele în săgetător, că se apropie ziua voastră de naștere în curând, mai un pic, mai un pic, mai un pic, mai un pic. Hai să vedem. Începem cu energia chironiană. Dragii mei, se pare că noiembrie, light motivul lunii noiembrie pentru noi este unul de vindecare. Ce vindecăm aici? Vindecăm ceva transgenerațional și o parte dintre noi vor trebui să facă reparații prin casă, dar da, cu casa patra, cu IC-ul, da, acest imum, coelii, rădăcinile noastre spirituale. Aici vorbim de vindecări transgeneraționale. Mesajul acesta este foarte clar pentru mine. Uitați-vă la aceste cărți, da? Vindecare. Și Chiron ăsta, vedeți cu șarpele ăsta încolțit aici, mi-aduce foarte mult aminte și de simbolismul de energia aceea care stă blocată în rădăcina noastră, dar în chakra de rădăcină, cea roșie, care este la baza coloanei vertebrale pentru noi, care stă acolo pregătită să crească, să dezvolte, să ridice, da? Oarecum foarte, foarte multă energie blocată în partea pelvisului pentru săgetătorii în noiembrie, așa că fiți foarte atenți că toate durerile în zona lombară, în partea de jos a spatelui, durerile de fund, durerile de spate, problemele chiar și cu digestia, cu constipația sau probleme ginecologice de orice fel, acestea sunt de fapt doar semnale de alarmă, care aici ai o chakră blocată, aici ai ceva de vindecat și aici ai ceva de vindecat cum? Pe transgenerațional. Pe astea două cărți e ceva de vindecat aici, da? Eu v-aș recomanda fie constelații familiale, fie internal family systems. Dacă vă doriți să lucrăm împreună, putem să lucrăm pe aceste subiecte împreună. Eu am făcut un curs în urmă cu 2 ani de zile și pot să vă ajut în această direcție. Dar, ca de obicei, v-aș recomanda să începem mai întâi cu o consultație și să vedem exact ce e acolo specific pentru voi, pentru situația voastră particulară, ziua voastră de naștere, ora voastră de naștere, ce au de zis cărțile și stelele specific pentru voi. Vindecare transgenerațională, spunem aici, sau pentru cei care nu sunteți atât de avansați, să spunem, în progresia asta a călătoriei voastre spirituale, atenție că aceste probleme, care, din nou, vin tot de pe transgenerațional, se pot manifesta și sub forma unor probleme în locuință. Aveți ceva de reparat în casă. Posibil ceva la sistemul de încălzire, la sistemul de iluminat,
sau la fundația clădirii în care locuiți. Așa că aveți mare grijă, că toate astea sunt semne, de fapt, de nevoie de a lucra aici pe transgenerațional. Din nou, dacă vreți să lucrăm mai în detaliu, putem să lucrăm în detaliu, nu e absolut nicio problemă, doar că aici nu putem intra în mai multe detalii de atât. La urma urmei, este o citire generală. Da, nu vă panicați că avem și cărțile de tarot și folosesc aceste de cărți foarte frumos, foarte vesel, foarte optimist, ca să și găsim niște mesaje de încurajare pentru săgetători, da? Că lucrurile nu sunt chiar așa de rele cum par. În orice problemă este și o oportunitate de vindecare, oricum. Asta a venit Chiron să vă spun acolo, da? Că, ok, poate lucrurile nu sunt perfecte, nu sunt exact așa cum ni le-am dorit noi, dar dacă adresăm problemele care trebuie adresate, rezolvăm problemele care trebuie rezolvate, pe care Universul acum ni le semnalează că ar trebui rezolvate, lucrurile poate să meargă din bine în mai bine de aici înainte. Bine, dragii mei săgetători! Hai să vedem ce au de spus și cărțile de tarot. Începem cu Arcana Majoră Steaua. Vărsătorii din viața voastră sunt persoane foarte importante, persoane pe care să le păstrați aproape, sunt oameni care vă puteți sfătui, oameni care vă ajută să treceți mai departe, să treceți peste aceste probleme. Eu sunt vărsător, am zodia vărsător, da? Vărsător de februarie. Următoarea carte pentru voi este șaptele de monede. Aici văd că ați așteptat foarte mult să vedeți anumite rezultate. Sunt lucruri, niște proiecte din acestea pe termen foarte lung. Și eu văd că voi încă aveți visuri și țeluri și aspirații foarte mărețe, dar o problemă aici pentru săgetători ar fi nerăbdarea. Dar pentru proiectele pe care le aveți voi în minte, pentru planurile pe care le aveți voi în minte, că sunt în viața profesională sau în viața personală, că sunt în dragoste sau în sănătate sau într-un proiect imobiliar, orice fel de proiect ar fi aici. Țineți cont că e nevoie de efort depus pe termen lung și e nevoie de foarte multă răbdare. Așa că vă rog, nu vă pierdeți entuziasmul și fiți răbdători. Da? Aveți răbdare că lucrurile se desfășoară mai încet decât v-ați dori voi, dar se desfășoară. Arcana Majoră Forța. Da, eu sunt conștientă de faptul că vă cer aici un lucru aproape imposibil pentru săgetători. Înțeleg energia săgetătorului. Am foarte mult din energia săgetătorului în harta mea natală și eu mă inflamez foarte repede, exact ca și voi, și mie mi se aprind călcâiele foarte repede, nu doar în dragoste, și când, nu știu, pornesc un proiect și am foarte multă pasiune și entuziasm pentru proiectul respectiv. Întrebarea este, cum mă asigur că pot să am consecvență în inițiativa respectivă, în proiectul respectiv? Asta e întrebarea la care fiecare dintre voi va trebui să găsească soluția în luna noiembrie. Și aici văd că lei din viața voastră, mai ales leoaicele din viața voastră, vă pot ajuta, vă dau sfaturi bune, vă susțin, vă încurajează, sunt oameni, iarăși, foarte bine de păstrat în viața voastră, în jurul vostru, în sfera voastră privată. Treul de monede, mai văd că pentru săgetător luna noiembrie vine și cu niște examene, să le spunem așa, sau cu nevoia de a învăța niște lecții. Aici foarte multe lecții sunt efectiv despre noi înșine. Trebuie să învățăm cum să ne controlăm, mai ales impulsurile primare. Trebuie să învățăm cum să ne ținem gura, că poate e interesul nostru să nu spunem anumite lucruri la anumite momente. Trebuie să învățăm să fim consecvenți. Trebuie să învățăm cum să ne automotivăm și în a doua săptămână, și în a treia săptămână, și în a cincea săptămână de dietă sau de tratament sau în care încercăm să ne punem business-ul pe picioare, da? Că la început ne pornim cu foarte mult entuziasm și suntem foarte motivați. Dar cum rămânem motivați și 7 ani mai târziu? Asta e întrebarea la care fiecare săgetător va trebui să găsească răspunsul în luna noiembrie. La baza pachetului văd treul de săbii. Da, dragi mei săgetători, am trecut și noi prin momente dificile, am trecut și noi prin tot felul de traume, am fost trădați, am suferit și am plâns, dar asta este în trecut. Lăsați trecutul în urmă cu 5-ul de săbii. Învățați din greșelile trecutului. Clar, învățați, dar ce trebuie să învățați? În special lecția diplomației. Trebuie să învățăm să nu mai avem atât de multă încredere în oameni,
să avem mai multă încredere în noi înșine, în forțele proprii, în puterile noastre, în viziunea noastră, în dorințele noastre, în țelul nostru și în calea noastră. Și cu pajul de săbii trebuie să fim mai atenți la felul în care comunicăm. De ce? Pentru că aici, mai ales cu arcana majoră judecata, văd foarte multe șanse ca săgetătorii să repete niște greșeli pe care le-au mai făcut și în trecut. Și atunci ăsta e marele test cosmic pentru noi în luna noiembrie. Am învățat din trecut, am învățat să ținem secretele secrete și să nu le mai spunem la toată lumea, am învățat să spunem anumite lucruri sau să nu spunem anumite lucruri în funcție de care e interesul nostru la momentul respectiv, am învățat cum să împachetăm anumite mesaje, da? Cum să le prezentăm, cum să le verbalizăm, cum să le exprimăm astfel încât să fie mai ușor înțelese și acceptate de oameni din jurul nostru, da sau nu, dacă răspunsul este da, felicitări. Victoria este de partea voastră, nimeni și nimic nu poate să vă stea în cale. Dacă răspunsul este nu, atunci o să simțiți foarte multă energie de ezitare, de frică și efectiv o să fiți paralizați în anumite instanțe în care nu o să mai știți ce să faceți pentru că vi se pare că toată greutatea lumii este asupra voastră. În momentele respective, faceți o pauză, detașați-vă de situație, poate mergeți să dormiți, poate mergeți să meditați, poate mergeți să faceți o plimbare. Cam asta ar fi pentru săgetătorii.